Flip Beat de la Wolfcraft, un accesoriu care nu ar trebui să lipsească din niciun atelier. Și haideți să vă spun despre ce este vorba. Avem o grămadă de accesorii puse într-o cutie foarte drăguță, cu silicon pe deasupra. Pe spate avem o grămadă de informații foarte, foarte utile. Cutia se deschide din partea asta de aici, are o mică clemă, apăsați puțin pe ea și se ridică. Haideți să vedem ce avem la interior. În primul și în primul rând, piesa de bază, adică eu o consider o piesă de bază, este accesoriu care ne permite să facem acel flip, adică să avem un accesoriu cu două capete. Pe o parte un bit, pe cealaltă parte putem să avem un burghiu sau un alt accesoriu foarte folositor. Tot setul ăsta conține 16 piese și, după cum am zis, piesa de rezistență, piesa fără de care nu se poate face flipul respectiv, adică accesoriul în care se pune PZ și burghiu. Mai avem câteva burghie de 2, 3 și 4 mm, mai avem unul pentru pregăurire și cu zencuitor, adică să facă gaura aia puțin rotundă. Stai la loc. Un zencuitor normal în cazul în care nu vă este bun burghiu de 2 mm care este pus pe cel cu zencuitor, puteți da cu un burghiu de 4 și se face zencuiala cu acest zencuitor. Și încă un accesoriu foarte interesant care se folosește la înșurubarea cârligelor cu filet. Aici intră capul cârligului și îl înșurubați pur și simplu cu acest dispozitiv. Haideți să vedem și cum se montează. Deci o să folosesc un PZ2. Am aici un PZ2. Da? Și chestia asta are două moduri. După cum o vedeți și voi, în partea din stânga este puțin mai lungă, în partea din dreapta este puțin mai scurtă. Ceea ce înseamnă că în partea din dreapta o să intre burghiul și în partea din stânga o să intre bitul, da? Partea din stânga are și magnet. Și o să folosim burghiul ăsta pentru pregăurire care are și zencuitor. Ăsta îl introducem frumos aici. În set el vine deja cu un imbus. Burghiul se strânge întotdeauna cu acest imbus ca să nu iasă afară și să-l puteți folosi decent. Da? Și cam așa arată. Se introduce foarte frumos pe ce parte vreți voi, l-ați introdus aici și asta e toată treaba. De aici se scoate, l-ați introdus pe partea asta, la altă, și puteți face pregăurire, l-ați întors, puteți băga șurub. Haideți să facem și un mic test. Am adus bucățica asta de lemn ca să facem un mic test, ca să vă dați și voi seama cât de util este acest dispozitiv. Deci, după cum îl vedeți, așa, el aici are un pic de joc și în funcție de cum se rotește spre stânga sau spre dreapta, el blochează acolo ca să vă prindă vouă burghiu sau bitul și când îl scoateți afară, iese pe poziția centrală. Noi o să-l punem cu burghiu pentru pregăurire și o să facem câteva găuri. Am dat câteva găuri, l-am întors aici și l-am pus înapoi. Și suntem gata să băgăm câteva șuruburi pe găurile respective. După cum vedeți, are și magnet. De asta este foarte important să băgați bitul pe partea mai scurtă, adică să nu intre foarte mult în interior, că partea aceea nu are magnet. Și foarte simplu se înșurubează șuruburile. Deci este o chestie foarte rapidă prin care nu mai ai nevoie de încă un alt accesoriu, adică nu trebuie să tot desfaci, să-l pui jos, să-ți pui port bitul, să iei burghiu înapoi, iară să-l pui, pentru că este incomod. Așa ai două accesorii pe același mecanism, adică e un singur mecanism care face două lucruri, îmbine două lucruri și te ajută foarte, foarte mult. Acum o să-i fac un test să văd cât de ușor o să-mi intru eu în mână cu mișcarea asta, adică să-l scot afară, să-l întorc și să-l pun înapoi. Ca să
îmi dau eu un pic seama cât de complicat ar fi mișcarea asta, dacă ar fi mai complicată sau mult mai simplă decât să desfac din mandrină să schimb cu alt accesoriu. Așa că scot șurub, întorc, fac pregăurire, întorc, bag șurub. Cred că ați numărat voi secundele, ați văzut cât a durat, câteva secunde, am scos un șurub, am făcut pregăurire, am băgat alt șurub cu același dispozitiv, fără să umblu deloc la mandrină. Deci mandrina a rămas în poziția inițială, totul a mers perfect. Și în interiorul, acestui dispozitiv puteți să puneți, bineînțeles, și un burghiu cu o lungime mai mare. Nu aș putea să vă spun exact cât, pentru că nu am găsit informația asta nicăieri, dar am aici al doilea sistem de prindere, pentru că are două sisteme. Pe asta nu o să-l mai strâng acum, vreau să vă arăt doar că el intră cam până aici, burghiul, și mai are gaură și în interior. Nu cred că poate să-mi focalizeze, deci mai are gaură și în interior, deci el se duce cumva un pic și în mandrină. Deci s-ar putea să fie, s-ar putea să intre și mai lung decât ăsta, deci ăsta intră fără nicio problemă, da? Și este foarte ușor de schimbat. Acesta este sistemul Flip Bit de la Wolfcraft, adică sistemul cu 16 piese. Dacă sunteți interesați, există și varianta, cum îmi place mie să-i zic, solo, adică primiți doar dispozitivul, un mecanism de prindere, de fixare pentru bit și burghiu și cam atât. Deci asta este varianta simplă, codul este 3082000, la celălalt codul este 3086000. O să vă las oricum link-uri în descriere cu fiecare dintre ele. Dacă vă place dispozitivul, nu uitați să apăsați pe butonul ăla de like, lăsați-mi părerea voastră jos în secțiunea de comentarii și dacă v-a plăcut, dați-i și un share la clipul ăsta. Până data viitoare, eu vă salut și spor la treabă!